Bună ziua, dragi colegi, bună ziua, stimați invitați, bună ziua, domnul Laslov Ștefan, cu respect pentru vârsta dumneavoastră de 96 de ani și ne bucurăm că sunteți printre noi. Ultimul veteran de război care mai trăiește de pe Valea Sănicului. Eu abia pot să-i sincer, dau seama ce înseamnă să treceți printr-un război și să atingeți vârsta asta. Să dea Dumnezeu la anul să fiți toți printre noi, să vă putem aniversa. Supunem la vot procesul verbal de la ultima ședință. Cine este pentru? Se abține cineva? Deci supunem la vot suplimentarea ordinei de zi cu 9 puncte. Cine este pentru? Au fost prezentate punctele în ședința de comisie de ieri. Până acest punct nu au fost obținute. Deci, supunem la vot ordinea de zi în totalitate cu retragerea celor două puncte, numărul 8 și 11. Cine este pentru? Primul punct pe ordinea de zi este următorul. Deci, proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Slănic Moldova domnului Laslov Ștefan, veteran de război. Inițiator, Gheorghe Baciu, primarul orașului. Bună ziua și eu și mă bucur să ne vedem la o ședință festivă, pentru că este un moment unic din viața localității noastre. Orașul Slănic Moldova, Consiliul Local Orașului Slănic Moldova, județul Bacău. Se conferă domnul Laslov Ștefan, veteran de război, pentru meritele serviciile militare aduse statului român în timpul celui de-al doilea război mondial, titlul de cetățean de onoare al orașului Slănic Moldova. Semnează Gheorghe Baciu, primarul orașului. Îi ofer această distinție domnului Ștefan. Domnul Ștefan Laslov este ultimul veteran în viața al Băii Slănicului. Este ca și bunicii și străbunicii noștri, luptător pentru integritatea națională, pentru unire, pentru ca noi astăzi să avem o țară, o Românie liberă. Și pentru asta mă alătur și eu celorlalți colegi și îi transmit mulțumirile mele personale, mulțumirile comunității Slănic Moldova pentru tot efortul pe care l-a făcut pentru localitatea noastră, pentru țara noastră. Îl asigurăm de toată dedicarea noastră și vom lupta și noi, poate nu cu armele, sperăm nu cu armele, sperăm să fie pace, dar să luptăm pentru ca țara noastră să prospere, să rămână întreagă și, de ce nu, într-un an centenar să ne gândim la reunificarea țării pe granițele ei de acum 100 de ani. Mulțumesc încă o dată mult. Apreciez efortul tuturor eroilor, domnului Timofre personal, pentru faptul că au venit astăzi aici împreună cu vicepreședintele, cu echipa dumnealui. Apreciez inițiativa domnului Cornel Solomon, președintele Cultului Eroilor Filiala Slănic Moldova, care a venit cu această inițiativă și mă bucur că avem și noi în localitatea noastră asemenea momente.
de a o felicita și pe doamna Ciurlică, doamna Nela Laslău, domnișoara Nela Laslău. Sigur, acest moment, ședința noastră se desfășoară aici și pentru că dumneavoastră este proprietarul acestei pensiuni și suntem foarte bucuroși că un veteran de război a dat naștere unor copii foarte buni. Domnul primar, poți să zic și eu câteva cuvinte? Da, sigur. Că domnul colonel cred că încheie. Nu, că numai la primul punct stăm, când a spus. Da, la punctul 1. Aș vrea să spun, să completez că neapănică, cum îi spuneam noi la Slău, am lucrat cu el 17 ani, în aceeași secție, în aceeași întreprindere. Și dacă acolo pe front și-a făcut datoria și încă este viu, aș vrea să vă spun că la locul de muncă nu trebuia să-i spui două ori un lucru. Se spunea un lucru și el își făcea datoria foarte frumoasă. Am toată stima și considerația pentru dânsul și ca alții ca dânsul. Având în vedere că și eu am avut un bunic care a murit în al doilea război mondial și unul a fost prizonier la Cotul Domnului, a murit de moarte bună. Îi doresc multă sănătate lui și celor care îl ajută și fericit în Consiliul Local să avem de la așa ceva. Dar eu am să stau între domnul primar și între veteranul de război, ca să mă învățați să vă spăși în picioare. N-am nevoie să mă citesc, să vă spun decât că ceea ce faceți dumneavoastră, stimați consilieri locali și domnule primar al orașului Snănic Moldova astăzi, cred că este o zi unică și istorică în viața mandatului dumneavoastră, pentru care vă feriți în toată echipa. Veți rămâne în istorie. De ce vreți rămâne în istorie? Fiindcă datorită dumneavoastră, consilierul local și a domnului primar, culmea, noi cei care suntem astăzi aici, avem marea șansă să trăim 100 de ani de la Marea Unire. Oare câte generații vor mai fi ca noi? Marea șansă este că noi supraviețuim, trăim în anul centenarului. Și aveți aici un om care a făcut frontul, are 96 de ani, camarazii lui au căzut pe front pentru un singur ideal. Au jurat pentru rege și pentru țară și pentru întregirea pământului strămoșesc. Camarazii lui s-au pierdut. Cine știe unde rezacă semintele? Din Transilvania până în Tatra? Dacă au avut vreodată la cap o cruce? Dacă un preot le-a făcut o slujbă de mormântare? Și dacă cineva a lacrimat sau a pus o floare acolo la el. El a avut șansa că s-a întors acasă. Demn, puternic, cu regimentul 10. A plecat până în Tatra. A plecat Transilvania, vezi în Ungaria, până la Poarele Tatra. Pe jos. S-a întors în 45, că s-a semnat semnalul din 9 mai și 21 mai, s-a încheiat frontul, a venit pe jos până acasă, în Cerdac, la familia lui. Tot pe jos s-a întors. Spunea domnul consilier că a fost un om atât de sensibil, așa cu o diplomație și cu o demnitate, încât tot ce îi se spunea făcea cu dragoste, cu onoare, fără să întrebe dacă e bine sau nu, fiindcă așa știa el că așa e bine să facă treaba locul de muncă curat. Dragi consilieri, stimați invitați de aici de astăzi, vreau să vă spun în câteva cuvinte că de 11 ani s-a făcut dreptate în România pentru veteranii de război. Din 2007. De pe atunci, guvernanții noștri au hotărât o zi istorică, ziua veteranilor de război, 29 aprilie. Este 11 ani. Până atunci nu au avut aceștia o ziua lor de sărbătoare. Dar s-a întâmplat un fenomen. În anul 1902, când Carol I a fost întrebat de către un luptător de război 77-78 de independență, maestate, n-ar fi cazul ca și noi să avem o zi a noastră, a celor care am făcut independența de stat? Ia că se împlinesc 25 de ani de război, la care Carol I, regele, a stat, a gândit și a spus da. Decret regal, începând cu data de 29 aprilie 2002, în alt decret regal, sărbătorim veteranii de război în fiecare an. De atunci, acești oameni au această. Pe la interbelică, au făcut-o cum au făcut-o. Iar 247, li s-a scos acest drept. Mai mult decât atât, camarazii lui, care au fost în partea de est, da? El a avut șansa în partea de vest. Au fost degradați. Li s-au luat pensiile. Au fost arestați. Au fost chingiuiți în lagăre. Trimiși acasă. Și-au spus ei poliții și livretul militar ca să nu mai știe nimeni de ei.
erau cei care luptase împotriva marului popor sovietic și erau, nu erau considerați veterani de război. Pentru unii da, pentru alții nu. El a avut șansa, că a fost numai în campania din vest. Ceilalți camarazi lui n-au fost considerați. Uitați câte medalii au primit. Ceilalți le-au aruncat, le-au ascuns de frică, ca nu cumva să fie băgați în pușcării sau să fie, le-au luat și pensiile. Unii au murit în închisori, în lagăre. Pentru singurul fapt că au fost români și au apărat pământul românesc. De aceea au fost maltratați și schingiuiți. S-a făcut dreptate în anul 90, când eram tânăr capitan și la cerul Tarbacău s-a înființat Asociația Națională a Veteranilor de Război, a care am fost fondator. De atunci am stat lângă ei. Șansa mi-a dat după cel de rezervă să fiu în prefectura Bacău să mă ocup de legea 44 al lor. Și sunt mândru, nu sunt mândru că am lucrat de acolo. Primul județ din România care a făcut toate drepturile veteranilor a fost județul Bacău. Toți au fost împrumutăriți după lege. 500 de metri intravilan, un hectar în afară. Toți au primit drepturile lor. Mă doare inima și acum. Nu au drepturile adevărate. Știți cât are un invalid de război gradul 1? 380 de lei. Gradul 2, 280, gradul 3, 194. Știți cât are un invalid de război din țări noastre din NAT? 3, 4, 5, 6, 7 mii de euro. Statul român, guvernanții, nu și-au pus încă mâna pe acești oameni care sunt pentru mine relicve vii, pe care trebuie să-i vedem pe stradă, să ne înclinăm în fața lor. Și un exemplu și cu asta închid, vă țin foarte mult. Regina Angliei și adună în fiecare an de ziua de război toți veteranii din marină, aviație și terestră. Ea așează pe scaune, ea trece, îi stau jos, ea trece pe față, se înclină cu respect în fața acestor oameni. La noi, guvernanții noștri, nu fac așa ceva. Vă mulțumesc că m-a suprostat. Știți că nu este numai munca mea, este munca lui Cornel și a celor doi vicepreședinți care sunt cu mine aici, care toată valea aceasta, a Slănicului, a Uzelui, a Cafrului și a Totușului, vom face această zonă emblematică pentru România. Oituzul, dragi prieteni, a fost pentru noi mamă cerească. Dacă se rupea Oituzul, noi nu eram aici, avem românește. Să știți, acești oameni și-au dat viața acolo de ani. Bacău are 14 cimitire, un exact 80.000 de oameni. Niciun județ de România nu are asemenea zeste în ghilimele cu eroii neamul românesc. Noi ne mândrim și respectăm. Și vă rog din toată inima, îngrijiți cimitirul internațional din Slănic Moldova. Puneți efortul, găsiți un ban, găsiți ceva. Nu se poate. Trebuie să fie, fiindcă aici sunt înmormântați și amicii și inamicii. Respectul și emblema Slănicului este cimitirul erorilor din această localitate. Am încrederea că veți da curs aceste invitații și vă rog din toată inima, faceți tot ce e posibil să lați emblematic acest cimitir, locul pe care îl merită în istoria județului Bacău. Cu stimă și respect. Într-adevăr, subscriu la ceea ce spuneați că județul Bacău e pe primul loc în ceea ce privește pe primul loc. În 92, prefectul Bonta și împreună cu primarul de la Slănic Moldova, dacă vă aduceți aminte, i-am medaliat pe cei care erau la vremea în viață. Și înainte de a încheia, domnule consilier, vreau să vă spun că Ministrul Apărării Naționale, domnul Fivor, acum două zile, a dat un ordin general. Se avansează în mod excepțional. De la gradul de soldat până la gradul de colonel inclusiv, toți veteranii de război în viață, onorific la deagul următor. Așa că, domnule sergent, vă urăm sănătate, viață lungă și să fiți alături de noi. Vă mânăm emblema Ministerului Apărării Naționale la centenarul Marii Uniri dumneavoastră, adică meritați pe deplin. Nu vă ridicați! Atât putem să facem noi pentru dumneavoastră. Vă mânăm și cele două diplome. Domnul general major, domnul general de armată Dragnea, care este președinte veteran de război pe țară, a fost luptător dumneavoastră în est, m-a însărcinat să vă citesc următoarea diplomă de excelență. Cu prilejul împlinirii a 95 de ani, se acordă domnului veteran de război, sergentul Aslău Petre Ștefan, ocazia zilei veteranilor de război din România, 29 aprilie 1918, pentru sprijinul acordat, pentru lupta depusă și pentru încrederea și rezolvarea tuturor problemelor războiului și vă mulțumim din tot suflet. Semnează generalul Dragnea Marin. Iar noi, Asociația Națională Culturală Regina Maria, una dintre cele mai puternice filiale din țară, mă mândru că am acești oameni lângă mine, în această zonă, înmânăm domnului veteran de război la Slău Petre, la împlinirea vârstei de 96 de ani, cu prilejul zilei veteran de război, o diplomă aniversare. Să trăiți, ne la Slău, și Doamne ajută să ne vedem și la anul, poate tot în aceeași proiectiv. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați suportat cu stima. Nici nu mai știu să le pun, așa este. Vă mulțumim din suflet. Și avem și revista pentru el, revista eroică, scuzați-mă, și...
Și nu vreau să închei, poate chiar vă, am zis că tot închei, tot închei. Țineți minte următoarele versuri, vă rog frumos. Se sting veteranii, lăsați în uitare. Încet, în tăcere și în lacrimi se sting. Și nimeni nu-i plânge. Pe nimeni nu-l doare. Că mor veteranii. Nici ei nu mai plânge. Vă mulțumim frumos! Stimați colegi, eu în calitate de președinte al filialei Strămoș Moldova, în primul rând vreau să vă mulțumesc, domnul colonel, bine ați venit la Strămoș Moldova, vă mulțumim pentru felicitările dumneavoastră. Și în calitate de președinte vreau să vă spun un singur lucru. Acum 5 ani de zile, eram și consilier la Strămoș, și am început să fac să renovăm monumentul eroilor de Troița și monumentul eroilor de la Cerdac. Domnul Laslo Ștefan atunci avea vârsta de 91 de ani. Încă mergea, era capabil, era un om dârz, cum se spune, a venit la mine și m-a întrebat, ce fac aici? Domnul Nea Ștefan zice, ce să fac? Uite, renovez monumentul și Troița care a fost cât de cât în pagină și vreau să renovăm ca să, când vine ziua eroilor, de ziua înălțării Domnului, să faci și o sărbătoare faustoasă. Și adevăr a fost și dânsul. Stătea și se uita la monument și plângea. Și am zis, de ce plânge noi? Nea Ștefan. Ci că, băi, poate știi ceva? Eu am venit din război, am fost și în război, am venit și am plecat. Dar alții, eu când plecam înainte cu pușca, că spunea înainte, unii rămâneau, eu mergeam. Unii rămâneau, eu mergeam. Și Dumnezeu m-a zis, și l-am întrebat după ce am venit din război acasă, cât timp ai stat în război? Și că 4 ani de zile. Dar mâncare ați avut, condiții, ceva? Și că nu știi cum e la război? Zic, da, prin filme am văzut și eu, nu zic, în filme, da. Și între timp, l-am întrebat că am uitat acasă, Nene Ștefan, zic că după, ai 91 de ani, zic că ai avut o viață totuși cât de lungă, zic că ești calm, zic, ești un pic așa, pasiv, cum se spune. Cum te-ai dus viața asta așa, pasivitatea așa, că bă, că tu trăiești, mergi și nu ai nicio treabă cu nimeni, nu te ceri cu vecinul, nu ai treabă cu nimeni, ci că nepoate știi ceva. Cumpătare. Cumpătare, totul, să, dacă faci cumpătare în viață, ai tot ce trebuie. Și de aici am toți veterani spun cuvântul acesta, cumpătare. Cumpătare. Așa au fost obișnuit să spun. Cumpătare. Și asta am spus. Și de asta am zis că proiectul meu inițial a fost pentru că am cerut domnul primar și bine că a fost că situația de așa tot ca să fie să face pe dânsul veteran. Adică ce înseamnă onoarea orașului Moldova, pentru că merită, este meritul dânsului și a rămas și singur din Valea Sfântului Moldova și am spus. Și eu cu ocazia asta am zis că dacă Dumnezeu ne ajută și face cumva, dacă reușim, pentru că n-avem un moment a eroilor din 40-45, să vedem o locație unde să facem, să vrea să construim și un monument în cinstea lor. Că, de adevăr, eu am o listă care cei care au plecat și în est și în vest, care s-au întors, dar nu s-au întors deloc și vrem să le facem monument și în cinstea lor și totuși, pentru că trebuie să facem, pentru că nu putem lăsa așa de izbelește acei veterani care au optat pentru o cauză în țara noastră. Vă mulțumesc foarte mult și... Domnule președinte, vreau să vă spun că ne-am depus la cultul eroilor să transformăm cimitirul de la Sfântul în cimitirul național. Este un proiect de 328.000 de roni și cel mai probabil o să reușim anul acesta să facem această lucru. Știți foarte bine că anul trecut s-a defilat pentru prima dată la Sfântul Moldova. Ce frumos! Ce frumos, nu? Ați fost la Sfântul? Foarte onorați de acest lucru. Vă mulțumim încă o dată. Și noi vă iubim și vă stimăm. Bine chiar dat acestui om medalia și titlul când e în viață. Da. Știți cât contează? Caut că le dă post-mortem. La ce mai dai post-mortem soției sau copii? Dacă l-ai făcut pe el să simtă el pentru ce a făcut în viață, că a venit această distinție. Deci, să-l aplaudăm încă o dată. Sunteți de acord? Acum ne scuzați că noi trebuie să ne deplasăm că suntem la vârsta. Da. Și... trebuie să retragem, pentru că nu mai poate să stea, că trecem la punctul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Sfănic Moldova prin Consiliul Local cu asociația în context Sfănic Moldova în vederea organizării unor evenimente culturale artistice. Da.
pe anul 2018, inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Da, am discutat ieri în comisie, dar vreau astăzi să punctez, este vorba de fiica domnului profesor de desen, Ilie, Georgiana Teodorescu, care a inițiat această asociație și o coordonează și care anul trecut a desfășurat prima ediție a acestui festival de arte contemporană. Acesta este a doua ediție. Asocierea noastră nu înseamnă contribuție financiară, ci înseamnă contribuție ca partener cu eventuale punem la dispoziție terenul în momentul în care se organizează evenimentele și ajutăm și noi cum putem, prin serviciul nostru voluntar pentru situații de urgență, prin alte, prin Casa de Cultură, desfășurarea acestor evenimente. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial și a persoanei cu handicap pe anul 2017. Anul 2018. Da, este vorba despre un tânăr din localitatea noastră, o tânără care are probleme locomotorii și spitalizarea înseamnă 56 contribuție de la bugetul local, respectiv suma de aproximativ 2700 de lei pe lună. Va trebui să decontăm pentru această spitalizare. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Abține. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova la finanțarea cheltuielilor pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2018. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor, favorabil? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea fișei de calcul a taxei minime anuale de concesionare din regulamentul de concesionare a bunurilor din proprietatea publică și privată a orașului Slănic Moldova, aprobat prin HCL numărul 53 din 31.05.2007 Slănic Moldova. Da. Din 2007 nu s-a mai modificat această indice, această fișă de calcul. Am derivat mai mulți indici. Am vorbit ieri în comisie pentru cei care nu au fost. Adică încercăm ca pentru activitățile de producție, activitățile generatoare de locuri de muncă să oferim la un preț mai mic terenul și închiriate și concesiuni. Și pentru alte activități, în orice caz, ele scad puțin față de 2000, în medie scad, dar unele scad mult mai mult. Adică reglementăm, practic, din 2007 nu s-a reglementat acest aspect și ne dorim să avem foarte clar reglementat în Slănic acest... Dacă este formula de calcul că unul este mai mult și mai mult, nu știu ce vor. Bun. Revenim la discuția pe care trebuia să o purtăm în comisie. Deci, există niște indici K, de la K1 la K17, în funcție de tipul de activitate. Spre exemplu, la K1,
este zona de stațiune, Chembrin până la Brâu, ca unul se aplică pe, pe o zonă, da? Și este 1,45 la, de la Chembrin pe Râu Pietre până la locuința Dascu, este 1,3 pe Râu Pietre la Cerdac, este 1,15 Cerdac Cereșari. Da? Deci dacă terenul acesta este amplasat, se aplică formula asta. Peste care se mai aplică un, un, dacă are drumuri publice modernizate 1,2, dacă nemodernizate 1,0. Accesul la teren, la crapat, energie electrică, branșament. Dacă are și energie electrică în zonă, atunci este 1,3. Dacă trebuie o extindere, atunci este 1,0. În sensul în care se reglementează, se vine în sprijinul practic a, a celor care vor să închirieze, să concesioneze terenul, ca să acest preț să fie echitabil. Până acum era un, un singur preț și nu era în regulă. La K5, dacă are telefonie, spre exemplu, la K6 este apă, canal și branșament. Dacă e 1,3 dacă are, 0,8-0,9 dacă este asigurată de concesionar și 1,0 dacă lipsește rețeaua. Gaze naturale. Dar mai, mai important este, uitați, la, la, la durată, ca 15. Păi 1,0 la mai puțin de 10 ani. Dacă e 31-49 de ani, atunci este de la 3,1 la 4,9. Adică noi am, am așezat aceste la case de vacanță. Garaje. Este un punct la K16, 0,5-0,9 dacă se rezolvă anumite disfuncționalități. Adică dacă, nu știu, dacă e un teren degradat și îi dăm terenul acela, atunci va scade la jumătate până la 0,9. Bineînțeles că durează asta veți aproba la momentul ăla concesiunea. Ăsta este cadrul general în care se... Aferând în calculul concesiunii vin și adăugător acele... Nu, prețul concesiunii va fi dat de aceste cauri. Prețul final. Da. Adică este vorba de niște reglaje. Dacă, dacă da, conform legislației, oamenii au obligația să asigure infrastructură. Bun, dacă, dacă avem de unde. Dacă nu avem de unde, atunci își face omul și plătește mai puțin. Nu-i corect? Da. Uitați, pentru activități economice, la K17, da? Pentru locuințe, case de garaje, mică producție agricolă, producție alimentară, producție, totul producție este 1. Pentru depozitare 1,6, pentru producție și extracție 1,8, respectiv avem terenul pentru extracție, da? Pentru prestări de servicii 1,9, pentru comerț, pentru pensiuni, pentru restaurante, astea sunt, astea, ăștia sunt coeficienții echitabili. Nu avem, nu avem, scopul este să așezăm pe o ierarhie corectă. Adică cine vrea să vină să facă producție, normal să plătească mai puțin pe terenul ăla decât ăla care vrea să facă comerț. Pentru că producția înseamnă generatoare de locuri de muncă și de plus valoare în comunitate. Mai sunt discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Deci a fost punctul numărul 5, rectific. Domnul Munteanu. Încerc scuze, n-am văzut cum ați văzut. Pentru. Sunteți într-un unghi. Da, știu, de mult. Da. Mai puțin vizibil. Piatra zidată. Bun. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
solicitări adresate Guvernului României de transmitere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală Iași, în administrarea Consiliului Local al orașului, la unui imobil situat în Slănic, Moldova, strada Nicolae Bercescu, numărul 5. Dumneavoastră ați aprobat ca fostul sediu al ANAF-ului, al fiscului, să fie transferat la noi. ANAF-ul nu este ca să fie transferat, înseamnă să-și piardă proprietatea. Și asta înseamnă că ei nu sunt de acord, guvernul în general nu aprobă acest lucru. Forma pe care dumneavoastră o aprobau este să o preluăm în administrare, respectiv să rămână în proprietatea ANAF-ului, a statului român, și noi să administrăm acest spațiu al ANAF-ului de astăzi. Noi sperăm că această formă să treacă și să preluăm aceste spații, să le dăm utilitate pentru nevoile noastre, ale comunității. Pentru că sunt niște spații amenajate care stau, practic, degeaba. Și asta este propunerea cu care venim în fața dumneavoastră. Dacă mai sunt discuții. Păi ce am putea să facem noi în spațiul ăsta? Păi putem să facem, spre exemplu, avem firmele de utilități, sunt niște spații de birouri și ar putea să funcționeze acolo, dar în același timp am mai putea să desfășurăm alte activități. Ne-am gândit noi la... putem foarte ușor să transformăm ăsta în spațiu locativ pentru cadrele didactice. Pentru că ANL-ul nu poți să-i dai dacă a depășit 35 de ani sau alte situații. Și el este un spațiu... Este un apartament cu două camere, da. Care a fost luat de la intrefinere de cu spațiu. Da, dar gratis. Bun. Transferat la niște locuri. Nu le capăt. Și ei pe ce cochirie? Nu știu, comodatul nu înseamnă pre-bani. Cel mai delicat este proprietatea. Vă dați seama că dacă ar da o hotărâre de guvern ca această clădire, acest apartament să treacă în proprietatea noastră, ar trebui să dea la toate, și sunt în România, poate clădiri mult mai importante. Și avem cazul, nu deschid opere și el nu este de acord să își schimbe proprietar. Să rămână proprietar în apă. Cine știe ce respectiv o să... Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației PUZ în vederea schimbării destinației imobil situat în strada Nicolae Bălcescu, numărul 26B, Slănic, Moldova, județul Bacău, din fabrică de pâine în pensiune turistică, beneficiar Torcenco Svetlana, inițiator de ocupație primarul orașului. Dacă sunt discuții. Fosta fabrică de pâine a fost cumpărată. Dar ei trebuie să facă o grămadă de hârtii înainte de a da noi aprobare. Nu dăm aprobare până când nu vin cu avizul de la Ministerul Turismului, până nu vin cu schimbarea de destinații. Puzul acesta reglementează terenul. După ce se reglementează terenul, el vine și obține un certificat de urbanism pentru a moderniza, a construi. După ce a modernizat, a construit, se duce și își ia avizele pe baza proiectului nou. Dar în actualul PUZ, cum e terenul? Păi în actualul PUZ, conform planului de procentul de ocupare a terenului botului ăla, el nu se încadrează și trebuie un alt procent de ocupare a terenului. Și cum se încadrează? Nu există... Nu, dar nu poți construi decât 8%. E un aviz. Aici, sau 40 aici. Eu prin PUZ o să vină probabil să construiască mai mult. Și să schimbe destinația, când planul... Trebuia să fie hârtie de la el. Dar este, domnul Munteanu, e anexă. Hârtiile sunt acolo și dacă în punctul nostru din 2000 este trecută fabrică de pâine, acest PUZ îi schimbă din fabrică de pâine, îi schimbă destinația. După care vine cu autorizația de construire. Nu trebuie să reprim tot sau auditorul. Nu, dar dumneavoastră ați deschis... Am două unități care le-am schimbat destinația. Știu ce înseamnă. Bun, da. Mai trebuie să vină el cu hârtie, nu?
să aprobăm noi înainte. Dar nu este la solicitarea lui și planul și documentația bun, este plătită de el. În octombrie 2017 a afișat la vizierul primării un document. Da, dar a fost supus dezbaterii din octombrie 2017. Documentația este făcută de el, cum a făcut-o? Întrebat, n-am. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Abțineți? Domnul Munteanu? De acord, de acord. Pentru. Aveți o problemă sau? Nu vă vede foarte bine, doamna. Nu nimic, dacă nu vede, nu se face. Am niște ideale de pus în noi. O să mă urc. Deci, punctul 8 se retrage. Punctul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 76 pe 31.05.2017 privind atestarea unor imobile, terenuri, construcții în domeniul public al orașului Slănic Moldova. Inițiator, Gheorghe Baciu, primarul orașului. Dacă mai sunt discuții pe punctul ăsta. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova unor bunuri imobile, urmarea identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Vă spuneam ieri la comisie, este vorba în principal de terenul de la școală de la Cireșoaia și încă două terenuri pe care le-am. Au, cu școala e următor. Da. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 11 se retrage. Trecem la lista suplimentară. Proiect de hotărâre privind modificarea acordului de parteneriat între UAT Slănic Moldova și Asociația Prietenii Slănicului în vederea organizării de evenimente și acțiuni cu scop de susținere a promovării și dezvoltării durabile a stațiunii Slănic Moldova. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Și avem Asociația Prietenii Slănicului. Am avut un acord pe 3 ani, a expirat, nu a expirat, au trecut un an. Și acum dumneavoastră a solicitat să aibă o perioadă mai lungă, pentru că sunt anumite culoare de finanțare multianuale. Și atunci el, ca scoată să atragă pe 5 ani, nu știu, dau un exemplu, maratonul ăsta, un partener de maraton pe 5 ani, el își face un plan și finanțează. Și vă supun atenției să continuăm colaborarea cu prietenii Slănicului și invit să ne implicăm cu toții în structurile asociatică, pentru că este important neapărat să fim membri, ci să ajutăm. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului calendar de lucru al Comisiei Sociale de Analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuințe construite prin ANL. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Practic, aici se schimbă. Face un grafic care s-a eliberat o garsonieră, dacă mai știe cineva persoane, familii care au să depună cereri, comisia începe să lucreze, ia și cele mai vechi și cele mai noi și cea mai familie, cea mai potrivită familie persoană va primi
Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării de către UAT Oraș Sfânic Moldova programului de finanțare Wi-Fi 4EU promovat de Comisia Europeană. Inițiator Gheorghe Mar și primarul orașului. Da, este inițiativa unui coleg de la noi din primărie. Să atragem, să dau până la 15.000 de euro pentru echipamente, pentru diferite soluții de distribuire a acestui internet. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Este pentru? Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de Organizare a Referendumului pentru demiterea primarului orașului Sfânic Moldova, județul Bacău. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Știți situația foarte bine, am discutat-o, deci Consiliul Local va desemna o persoană care ne va reprezenta în Comisia de Organizare a Referendumului. E un articol aici care vreau să-l citesc, să-l auzim cu toții, care sună în felul următor. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cerere adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, orașului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivității locale sau a neexecutării atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului. Vom propune o persoană care să ne reprezinte în respectiva comisie, care își va desfășura activitatea și vom vedea rezultatele. Dacă până vă gândiți dumneavoastră la persoana respectivă, aș vrea să întreb colegii de la partidul care a strâns, nu partidul, care s-au implicat în strângea de semnături, că avem aici și domnul Potescu și care este încadrarea pe care o dați dumneavoastră a nesocotirii intereselor comunității acestui demers, domnul Potescu. O întrebare așa din respect pentru colectivitate, nu pentru mine neapărat. Din câte am înțeles eu, toate aceste lucruri se găsesc într-un dosar. Așa că dacă doriți să le cercetați... Dar dumneavoastră personal, ce îmi reproșați dumneavoastră mie la momentul acesta când n-am făcut eu cu bună credință. Ce încălcare aș fi comis eu în Eu v-aș reproșa mai multe lucruri, dar nu-mi permit și nici din punctul meu de vedere puteți să rămâneți primar încă 70 de ani de acum încolo. Problema e a ceea ce se întâmplă în acest moment în Sfânic Moldova. În primul rând, nu încurajați turismul. Prin acele taxe de parcare și prin alte chestii, știți unde se duc turiștii care veneau de obicei la Sfânic Moldova? La Sovata. Și vă mai pot da și alte exemple. Știți? Dar dacă doriți dosarul să-l cercetați, vă uitați în el și o să vedeți. Dar cine a votat taxă, domnul? Era taxă. Taxă era. Dar pe timpul ușelui. Taxă era, dar nu e taxă de parcare, domnul. Deci asta este. Domnul, taxa de scaun. Da, încolo de treabă. Dar nici dumneavoastră nu. Oamenii ăștia de-abia trăiesc, știu eu, cu câteva scaune la unde era să le puneți taxe. Acolo spune împotriva comunității. Dumneavoastră asta înseamnă faliment această comunitate. Comunitatea înseamnă taxe și impozite mărite, apă la un preț ridicat, epurare la un preț ridicat. Asta înseamnă pentru comunitate. Dar noi suntem aproape de insolvență la momentul ăsta. Care sunt măsurile pe care dumneavoastră le propuneți alternativele astea? De unde? Să pice o bombă cu bani astea din Moldova? Ce trebuiau căutate și alte soluții. Da, spre exemplu. Nu vă era greu să... Dumneavoastră știți că în acel raport scrie că la astea din Moldova sunt câini fără stăpân. Da? Unde nu sunt câini fără stăpân, domnul Potescu?
unde în România asta este o localitate care nu are câini vagaboți? Vechiul mandat, sau cum să-i spun eu, acești câini erau scoși periodic din această zonă. Apropo de câini, la... Domnul Cătățiu, tocmai confirmați un abuz. Tocmai confirmați un abuz. N-ați reușit să faceți niciun contract, n-a avut primăria până în mandatul meu cu o firmă autorizată care să preia acești câini. Vă fac această dovadă, da? Că spunea domnul primar că i-a dus pe, îi ducea pe deal, știți? Vreau să știți că... Ducea pe dealul, sau nu, așa, eu am spus în primă ședință. Erau spus da, în zonă da, și duși în altă domnul, parte. Domnul, cu ce? Sub ce formă legală? Erau vânați? Erau. Ce se întâmplă? Poate că nu erau vorba domnului... A, nu erau, da? Nu erau câini. Erau câini. Așa este. Nu, dar era echipă de box atunci, știți? Și de aia nu se spunea și nu vorbea lumea și nu vedea câinii vagabonzi și nu veneau alte și multe alte probleme. Pentru că lumea văd că acei care au semnat vor echipă de box înapoi în Slănic Moldova, să luăm medalii și poate așa va fi mai bine. Asta este părerea mea. Vom vedea, vom merge mai departe și vom vedea dacă amatorii de echipe de box vor, se vor întoarce sau nu. Pentru că categoric i-am deranjat. Dacă mai sunt discuții. Deci, domnul Rotaru, dumneavoastră vorbiți și v-ați luat de mine. Eu n-aș putea să vorbesc, dar uitați-vă pe cifre, că sunt cifre semnate de domnul primar. Atâta timp cât noi, la venituri, în 2016 avem 74 de miliarde și în 2018 avem 82, înseamnă că am avut venituri mai multe, da? Categoric. Bun. Având în vedere reducerile de personal, cheltuielile cu salariile, în 2016 erau 35 de miliarde, acum, în 2017, 42. Bine. N-au crescut salariile. Domnul, n-au crescut salariile, pentru că vă spun, dumneavoastră, sunteți în eroare. A scăzut punctul de salarii la bugetari. Și cea mai groaznică... Domnul, să punctul de salarii este ceva și... Domnul primar, spun două vorbi să am închis, că eu, practic, mă deranjează că domnul Rotaru vorbește și pe stradă, dar nu vrea să ia cifre. Și ăsta e semnat domnul primar. Deci s-a semnat domnul primar, a fost pe site-ul primăriei. Da, și vreau să vă spun că datoria primăriei în 2016 era de 55 de miliarde, în 2017 77 de miliarde și 500. Sunt 20 de miliarde 500 cheltuiți. Eu nu vreau să... Am avut o misiune, ca să zic așa, să ajung la o ședință la Cireșoaia în care domnul primar a mințit populația, de asta și am spus acum toate astea, că eu l-am reclamat că nu a făcut drumul, că nu face și nu mai face drumul pe Târgu Bravo. Nu, eu am spus în ședință de consiliu și am cerut încă în adresa care am făcut-o la primărie, am cerut să, pentru că legea 50 spune nicio persoană particulară sau juridică nu are voie să intervine pe domeniul public. Și mai devreme sau mai târziu avea reclamații. Domnule, luați autorizație la primărie, de la prefectură, de întrevești. Dar dânsul m-a pus într-o postură să strige niște oameni la mine că eu vreau ceva, nu știu ce. Nu vreau nimic. Și nici n-am avut cui să-i spun cifrele astea, că am avut, nu știu cum, am văzut niște oameni care sunt în afara subiectului și probabil că prin 1800. Iar dumneavoastră să știți sigur, nu mai vorbiți că vor veni boxieri. Sub nicio formă Șerban nu va ajunge din nou primar. Poate nici o să fie demis primarul. Poate nici, poate această chestiune va fi o duș rece. Dar cine a făcut? Cine a strâns semnăturile? Eu nu m-am implicat la semnături. Nu, acolo am auzit că eu n-am vrut să semnez. Nu mă bag în astea. Chestiunea este, eu aș întreba 20 de miliarde 500 sau s-a adăugat la datoria lui Șerban. În principiu, sunt ridicate pe site-ul primăriei niște cheltuieli vis-a-vis de studii de fezabilitate, studii de impact, audit peste Curtea de Conturi, niște cheltuieli care nu trebuiau să facă. Asta e părerea mea și știu ce vorbesc. Mai ales că au fost atâtea miliarde și dacă vrem să vorbim corect, eu nu vreau, de exemplu, nu-mi fac și o cadogodesc. Poate fi domnul Baciu primar încă 50 de ani aici încolo. Dar mă doare pentru că stațiunea arată rău. Și vă spun,
la casa de apă, cele trei filtre costau în jur de 1 miliard. Și rezolvam puțin problema cu apa. Am arătat lui domnul Botezatu, am avut turiști din dumneavoastră, vorbiți, dar nu prea știți. Am avut turiști din Israel, de Paște. Și a zis, domnule, ce e la dumneavoastră? Ce? Noi am fost în 40 de țări și mai urât ca la voi, nu am văzut nici în Africa. Și eram la masă cu Botezatu Rome și domnul inginer, stăteam la o cafea. Treceau domnule, domnule, vreți să-i spune și domnul director, ca să nu zic că am spus eu. Și a spus oamenii, pentru că noi n-am primit nici paștini, nici catolic, nici vorbă, nici ortodox, nici acolo din 1 mai, cu nimic turiști. Noi ne străduim să-i aducem. Avem unitățile pline, cred că toată lumea. Dar ce fac? Ne-a spus asta și turiștii, dar nu mai aveți fanfar, nu aveți ceva organizat în oraș. Asta trebuie, ceea ce spunea domnul Cotescu, să încurajăm turismul. Noastră, aș vrea să vă zic că m-am interesat, sunteți ingineri de căi ferate, vă doresc succes în activitatea pe care o faceți. Dar despre turism nu trebuie să-mi dați mie lecții și nici eu nu dau lecții nimănui. Trebuie să punem umărul toți să facem turism. Și faptul că facem aceste concesiuni cu anumite prețuri, să fie cât mai mici. Mata ai făcut terasă, eu nu-ți fac. A făcut doamna, domnșoara Liana. Bun. Mai e o chestie și aș vrea să punctez acum să facem concesiunea, să arate ce face acolo. Să nu facem niște râsuri. Pe stațiunea, ați văzut acum într-un articol al Ministerului Turismului, zice Vatra Dorne, Perla Bucovine. Nu-mi convine. Eu știu că Perla Moldovei era asta în Moldova. Și am atâția ani că nu cred aici. Eu nu am nicio chestie cu cei care vor să schimbi primarul. Nu mă interesează. Ca dovadă vă și spun că nici nu o să candidez. I-am spus și lui domnul Avram, nu le-a pus fi să ajungă la așa ceva, pun pe altcineva din pare. Nu mă interesează primăria. Pentru că am văzut la Cireșoaia niște oameni care m-au speriat. Care nu puteau să înțeleagă. Și atunci eu să mă duc în primărie când eu mă scol, da. Când vreau, mă culc când vreau, da. Îmi văd de business-ul meu și să știți că fac treabă și fac pentru Zlănic. Dar trebuie să fim un pic rezonabili, să vorbim cât ne este pătratul și cât ne duce intelectul sau cât suntem de informați. Eu i-aș da lui domnul Paul, că m-am contrazis cu el pe Facebook și am vorbit frumos și el și eu, să citească aceste hârtii de pe site-ul primăriei. Și v-am rugat și dat de regulă ședință, puneți și ce s-a plătit. Sunteți obligat, conform legii administrației publice. Asta e domnul primar. Deci da. Eu pun problema asta în funcție deci, de cetățean, care sunt deocamdată că acești băieți iau cât sunt denetic. Eu nu mă simt atâta timp cât am proprietăți. Și al doilea, ca și consilier orășnesc, vreau să știu să, ce s-a plătit din ce s-a... Deci am pus un, e un studiu de fezalitate să nu cadă politica în vreo. Nu știu. Dar poate nu-i plătit. Adică, e bine să fim informați. Așa scrie legea administrației, nu a făcut tot data. Și nu vreau să văd așa o reticență, mai ales din partea colegilor noastre de la PNL. N-am dumne nimic, nu mă interesează. Deci, pur și simplu, mă interesează Zlănicul să meargă bine. Și vă spun un lucru. Am avut la Paști, cred că cel puțin 10-15 curse din Târgovna până aici, ca să nu ducem oameni pe traseu, că știți cum, când mai trebuia și bombana asta pe colivă să rupă drumul. Și sunt destule probleme care nu ne ajută. Haideți să ne ajutăm noi. Deci nici într-un an n-au fost băncile ca acum în parc și prin oraș, nevopsite, nearăjate. Aspectul floral lasă de dorit. Vreau să vă spun, am fost la Iași și era să mă duc în bordură la Roman, că am rămas așa, ce frumos. Cât costă florile mele, domn primar? Hai să spunem câte 5 bani fiecare să facem floră din nou, cum a fost. Haideți să facem centrul ăla. Am vorbit cu o secretară lene. Dom'le, am văzut că doamnă domnșoara, cum o cheamă, Tălălău, nu știu cum îi zice acum. Georgiana, așa, ca să nu greșesc. A primit, are aproape 60.000 de euro bani în aia. Face activitatea ei. Să facă ceva care să atragă Slănicul, dar pe drumul ăsta e așa. Din cu acela prietenii Slănicului și aici sunt niște bani care vin și de la Consiliul Județean și de la sponsor, bineînțeles. Sunt de acord cu aceste chestiuni. Eu am făcut personal două festivaluri de muzică ușoară ale copiilor, unde am plătit tot și am organizat tot. Știu ce înseamnă, știu ce înseamnă efortul, dar eu am făcut pe banii mei. Și de asta sunt într-un tot de acord. Dar uitați-vă și noastră că acum au venit turiști. Peste tot. Și vorbim și mâine. Până marți vom avea turiști. Ce să facă în Slănic?
Deci, domnul care l-a spus la... Opriți dezinformarea asta. Opriți-o și vă dau... Arătați-și mie o terasă care funcționează puternic. Eu nu mai am răbdare să suport aceste minciuni de dumneavoastră. Dar care sunt minciunile? Le iau pe rând. Le iau pe rând, ca să înțelegeți foarte... Cum de peste noapte, pe dumneavoastră, vă interesează în Cireșoaia să fie mai bine? Foarte repede vă interesează dacă pe nu știu ce stradă din Cireșoaia primarul a făcut un abuz. Domnul Munteanu, acolo este o solidaritate de oameni care doar scasă. Dumneavoastră, n-aveți cum să înțelegeți. Vasile, deci, domnul, care lucra la dumneavoastră, o să ne ia spate 4 zile. Că eu așa am aflat că lucrați acolo. Domnul Munteanu, sunteți un mincinos. De ce sunt mincinos? Vreau să-l aduc să vă aduceți-l, domnul Munteanu. Eu mă faceți mincinos pentru că... Bun, eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu vă întreb pe dumneavoastră, întreprinzătorul Munteanu de la Sănii Moldova. Câte locuri de parcare în fața hotelului dumneavoastră aveți plătite acum? Care i-a spus lăzile, domnul Munteanu, lăzile dumneavoastră de astăzi, domnul Munteanu, sunt urâte. Nu sunt urâte. Ați spus lăzile alea acolo, pentru domnul Munteanu, n-aveți stație, domnul Munteanu. Arătați-mi documentul că nu plătiți un leu parcare, domnul Munteanu, să mă fie rușit. Nu plătesc, pentru că este jenant, este jenant că instigat. De unde 20 de miliarde? De unde scoateți dumneavoastră 20 de miliarde, domnul Munteanu? Din scripte. Domnul Munteanu. Nici măcar nu știți ce este documentele. Nu știu. Documentele alea, nu le știți. Pentru că alea se referă în principal la salariile cadrelor didactice, ale personalelor. Domnul Munteanu, banii ăia de acolo pe care îi vedeți dumneavoastră se referă la tot bugetul primăriei, care până anul acesta a cuprins și salariile cadrelor didactice care au crescut, a cuprins și salariul personal cu handicapul. Faceți mincinos în loc să... Dacă aveți argumente, să informați. Dar cetățeanul care aude 20 de miliarde acum, domnul Munteanu, dacă cetățeanul ăsta care vă ascultă pe dumneavoastră, vă vede, aude că primarul a cheltuit 20 de miliarde de lei în plus, el chiar, dacă n-aș fi cine Munteanu, l-ar crede, domnul. Bun, dar dumneavoastră, dacă vreți să-l combateți și spun eu și să... Dumneavoastră abia așteptați camerele astea. Ridicați plățile pe site-ul primăriei și ați plătit. Dar le-am ridicat și le-ați și aprobat, domnul Munteanu. Este jenant. Ba da, le-ați avut în MAP. Toate plățile le-ați avut. Ei, nu le-am ridicat. Nu le-am ridicat. Nu vă informați. Dar eu vă spun. Eu sunt mai bine informat. Domnul Munteanu, abia așteptați să vină camera de filmat ca să ieșiți în evidență. Dar v-aș aștepta pe parcursul lunii să veniți, să discutăm problemele stănicului. Nu ale dumneavoastră exclusiv. Că dumneavoastră sunteți consilier. Nu. Dumneavoastră sunteți consilier pentru dumneavoastră, nu pentru interesul comun. Nu, domnul. V-am mai spus acest lucru. N-ați venit cu o propunere. Nu am venit cu o propunere. Uitați-vă și pe geam la mine că am făcut acolo un program cu domnul ministru de la Chișinău care v-a și spus dumneavoastră că dumneavoastră facem ceva. Și am scris acolo. Redescoperă Zănicu. Și acum am un program în Moldova și în Ucraina. Acum, eu nu vreau să intru în ședință de consiliu local. Nu vreau să intru în Păi nu, dar dumneavoastră, o să fac acest lucru. Mincinos că dumneavoastră aveți... Cum să nu ați domnit niște cifre să le... Deci, domnul Munteanu, vă dau... În semnătura dumneavoastră? Eu vă dau cifre exacte. În sensul în care... Domnule, dar eu n-am spus că ați... de lapidar sau ați făcut ceva. Eu am spus că ăsta este datoria Zănicului. Ați scos din context niște cifre și le prezentă. Dumneavoastră le-ați raportat de pe site-ul primăriei. Dar pe ce aș fi cheltuit eu 20 de miliarde? Da, asta cred că mă întreb și eu. Păi, nu, dar nu sunteți informat. Eu vă spun că nu. Dacă eu am ridicat această problemă și sunt în eroare, faceți exact banii așa să... A, deci scopul ședinței de Consiliul Local este ca dumneavoastră să ridicați niște probleme. Sunteți obligați să informați cetățenii orașului și cetățenii mamei publice. I-am informat, domnul Munteanu. Uitați, am și în mașină. Dacă vreți să vă dau documente tipărite, le-am în mașină, să vă informez pe dumneavoastră. Bun. Dreptul dumneavoastră, credeți ce vreți. Nu, ședința de consiliu nu este disputa dintre primar și consilier. Eu am respectat. De asta și zic că dumneavoastră tot timpul la oricare ia cuvântul și puneți cu pumnul în gură. Bun, eu am luat cu semnătura noastră și ștampil la primărie. Eu nu vorbesc de la mine. Și așa că nu pot să fiu mincinos. Iar subiectul era să desemnăm o persoană care să reprezinte consiliul local în această comisie. Eu îl propun pe domnul Rotaru Mihai. Dacă mai sunt propuneri. Nu, e bună propunerea. Să spunem la ea. Deci nu mai e nicio propunere, da?
avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot ca domnul Botaru Mihai să fie reprezentat pe Consiliul Local Sinaia Moldova în Comisia de Organizare a Referendumului. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sorin Moldova, inițiator de ordinaciu primarul orașului. Nu se modifică, este vorba de după ce s-a aprobat organigrama, acolo sunt niște funcții și noi trimitem la ANFPA planul de ocupare a funcțiilor aprobat de Consiliul Local, după care putem să scoatem la concurs, avem de scos la concurs, vă spunem data trecută, un post de inginer și cel mai probabil un post de șef de birou economic, pentru că nu avem la birou economic, nu avem persoană care să urmărească veniturile, să coordoneze cheltuielile. Da. După noua organigramă, aceste două imposte și taxe și financiar contabilitate au fost de Consiliu. Bine, acum. Pentru asta trebuie aprobat planul de ocupare a funcțiilor. Da. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către Telgas Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul afectat aferent scuze realizării lucrării extindere rețea distribuție și branșament presiune redusă strada Cireșoaia Sfânic Moldova. Cum? La mijlocul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Numărul 18, proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Sfânic Moldova a unui bun imobil, urmarea identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea întabulării în cartea funciară. Inițiatorul de faciu primarul orașului. Aici este școala, terenul suplimentat de la școala de Cireșoara. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Sfânt Moldova cu Fundația Terdezom, Elveția, în vederea implementării proiectului reparare teren multifuncțional Cireșoaia. Inițiator Gheorghe Baciu, primarul orașului. Am spus și el în comisii, dar pentru că a fost mai puțin, o să repet astăzi. Asociația Terdezom ne sponsorizează cu probleme ceva. Ne sponsorizează cu suprafața de joc pentru acest teren și dotarea. Punerea în funcție practică a obiectivului. Din această cauză, acest acord de parteneriat include ca până la starea în care se intervine dumnealor, noi ne obligăm o atestă din Moldova, să facem lucrările premergătoare. Ați văzut majoritatea proiectului, l-am prezentat.
Proiectul este un, un proiect amplu și de amenajare a curții și a terenului de sport și gardul și ce mai este acolo. Noi o să dăm prioritate la terenul de sport ca în 2 ani cât avem autorizația de construire, să încercăm să finalizăm toată această lucrare. Cu resurse proprii și cu resurse atrase. Deocamdată avem numai resurse atrase și acordul de asociere este important pentru a beneficia de această sponsorizare. Dacă sunt discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL. Inițiator de debat, primarul orașului. Deci sunt niște contracte care se vor prelungi. Le obligă legea, dar ele trebuie să aprobate de, de Consiliul Local. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Ultimul punct. Diverse. Dacă m-aș descrie la diverse, dar și e o problemă de fapt. Colegii mei, cadrele didactice, care au ieșit la pensie de ceva timp, știind că și eu fac parte din Consiliul Local și doamna directoare face parte din Consiliul Local, m-a rugat, în fața dumneavoastră, să rog pe doamna directoare să rezolve problema cu restanțele care trebuiau luate pe către acești pensionari, conform legii din 2016. Eu am făcut acest oficiu, legea 85, da? Sunt multe cadre didactice care nu și-au rezolvat problema. Rugămintea e să pună contabila și să calculeze toate sumele. Dacă mai sunt de luat, dacă mai sunt de dat înapoi, s-ar putea și acest lucru să se întâmple și atunci să rezolve cu celeritate această problemă. Mulțumesc! Pot să răspund eu puțin? Da. Problema se știe foarte bine, o știu și colegii mei. Am aflat de câteva luni despre această problemă. Noi am discutat în Consiliul Profesoral, în Consiliul de Administrație. Există o firmă de expert contabil care, la momentul acesta, face aceste calcule. Da, dar aceste calcule trebuie făcute cu mare atenție pentru a nu păți ceea ce am pățit, pentru că grăbindu-ne, da, s-ar putea să greșim. Deci noi ceea ce facem acum trebuie să facem cu un simț de răspundere pentru să, ca să evităm acele greșeli. Corect. Vin cu rugămintea să le dați și un termen. Domnul Pătescu, mai lăsați puțin. Deci toate acele fișe personale pe care domnule vor trebuiau cerute la momentul în care oamenii au ieșit la pensie. Trebuia să spună. Doresc fișa personală pe care trebuia date atunci, prin care sunt confirmați dacă hotărâre judecătorești și la moartea conform legii, ceea ce nu s-a întâmplat. Dar eu vin în întâmpinarea colegilor și e normal să le ajut și vom face acest lucru, dar numai după ce vom termina aceste calcule care trebuie făcute, repet, încă o dată, foarte corect. Corect. Dați-le un termen, că vor iar vor începe cu... Să mai aștepte puțin. Cât? O săptămână? O săptămână, două, maxim o lună. Da, deci să înțeleagă. Eu am discutat cu fiecare și știu că sunt alături de ei, pentru că și eu sunt în cauză. Nu sunt numai pensionari, să știți. Sunt și colegi, da, și mai ceva. Dumnealor trebuie să mai înțeleagă ceva. Pe legea 221 și 330, deci mi s-a comunicat de la vechea contabilă și de la vechiul manager, da, director, că s-au luat toate sumele. Se pare că nu este așa, dar noi nu putem confirma până nu avem calculul făcut. Calculul se face pe luni, la fiecare cadru didactic, pe lună, lună de lună, trebuie calculat. Deci sunt niște ani și sunt în jur de 50 de cadre didactice. Nu este chiar atât de ușor. Pe legea 85, Curtea de Conturi nu ne-a dat voie să dăm toți bani. Dacă eu vin și dau pe legea 85, nu eu, noi, ca instituție, acești bani, vine Curtea de Conturi și ne amendează. Deturnare de fonduri, domnul Pătescu. Dumnealor trebuie să mai aștepte. Și trebuie să mai înțeleagă ceva, colegii mei. Și dumneavoastră știți foarte bine. Acești bani vin în special. Deci, Ministerul Educației trimite acești bani la ISJ și ISJ-ul ne spune aveți
20.000, 50.000, 70.000, sau aveți sume alocate pentru hotărâri judecătorești, respectiv legea 221330, legea 85, da? Și spuneți, în urma calculului făcut, dar calcul corect, ne comunicați suma. Exact, păi de-aia vă și spun, vă rog, pentru că aceste sume au fost date greșit, da? Acum mai trebuie să corectăm și trebuie să avem puțină răbdare. Eu nu vreau să mai fac aceeași greșeală. Exact. Trebuie să înțeleagă oamenii. Și da, cred că e clar de acum. Deci e clar, hai să expertul, dacă se ocupă nu, de această problemă, e bine. Dar ați spus că e clar, nu mă aștept, aștept. Dar, nu așteaptă, pentru că am început să fiu calomniată. Dar n-aș după calomniază nimeni. Dar în același timp, contabila ar putea să facă și ea. Contabila? Sunt eu de vină. Nu, contabila ar putea și ea să facă niște calcule, în așa fel încât, exact, să meargă mult mai repede, pentru că oamenii deja sunt în panică. Și vor să-și recupereze bani. Asta e problema. Deci nu avem cum să dăm bani decât vor o certitudine. Da. Asta vor. Vreau și vă mulțumesc. La diverse câteva aspecte. Sigur că atitudinea mea de a pune disciplină în această localitate, atât față de întreprinzător cât și față de cetățeni, este o atitudine care deranjează. Oameni buni, eu nu am venit primar ca să stau pasiv. Și, din păcate, am și o misiune foarte grea. Adică, dumneavoastră credeți că dacă primăria intra în insolvență, imediat după ce am ajuns primar, era mai bine decât să apelăm la niște măsuri care să redreseze situația financiară? Gândiți-vă că numai ieri am semnat 1800 de executări silite. Nu este o misiune simplă, nu însemnătura, ci nu este confortabilă pentru mine. Dar dacă acești oameni nu plătesc datoriile restante, nu vom reuși să... În primul rând, este obligația mea ca primar față de Curtea de Conturi să... Că dacă nu, trebuie să pun eu acești bani. În al doilea rând, este obligatoriu ca să fim echitabili față de toți cetățenii. Cu cei vinovați ăla care își plătește datoria la timp și din pensia aia mică. Și alții care nu și-o plătesc. Este foarte important. Cu ce este vinovat întreprinzătorul ăla care își evaluează corect clădirea față de ăla care e șmecher? Cu ce este vinovat ăla care își plătește parcarea, că nu are locuri de parcare, față de ăla care nu își plătește parcarea? Aș vrea să nu vă aplecați urechea la aceste dezinformări. Practic, orice consilier a venit la mine, a obținut toate informațiile. Aș fi fost foarte bucuros să am de unde plăti măcar proiectul pentru apă canal. Avem proiectantul zilele astea și tot se îndepărtează, ne amână, pentru că nu avem bani. Sigur că este stupid să fii acuzat că ai cheltuit bani în condiții în care n-am avut bani. Nu am avut acești bani. Și ce am scris acolo, că am făcut economie 2 miliarde de lei mai la motorină, la curentul electric. Uitați, o să vă dau exact cât am economisit la curentul electric. Și alte economii. De ce am făcut aceste economii? Ca să rămână bani, să cheltuim în altă parte? Nu. Ca să acoperim niște găuri. V-am dat situația creditului. Vă mai spun, o să plătim 133 de miliarde de lei. Un credit de 58 de miliarde luat aiurea. Pe niște obiective care astăzi nici măcar nu sunt în necesare și care s-au depreciat nici măcar în 10 ani de zi. Asta este localitatea noastră. Sigur că toată lumea ne dorim să fim foarte prietenoși, să fim foarte... Atâta putem la momentul acesta. Aș umple parcul ăsta de flori dacă s-ar putea. Din păcate, știți foarte bine că firma de util prest a fost la insolvență, două termene. Am reușit să o salvăm de la insolvență, tocmai că am trimis acasă oamenii de la flori și, drept urmare, nu avem flori. Dar nu vă oprește nimeni, spuneți flori, dacă vreți. Și chiar îi recomand domnului Munteanu, măcar în fața hotelului, dacă totuși ia abuziv parcarea, măcar spune niște flori acolo, dacă tot comentează surâte alea pe care le-am pus noi. Da, am pus foarte puține. Am pus foarte puține flori. Pentru că atâția bani avem la momentul acesta. Când o să avem bani mai mulți, o să punem mai multe flori. Când mi-mi plac florile și apropo, florile de la primărie sunt donate, să știți. Noi n-am cheltuit bani de la primărie pentru florile de la primărie. Și mă străduiesc zilnic să fac o economie. Ați văzut că s-au mutat și buletinele în primărie, da? Economisim peste 1000 de lei pe lună. Sigur că sunt foarte puțin bani, dar într-un an sunt 11.000 și resursa umană de care v-am spus că deja doamnele de acolo au și alte atribuții. Toate măsurile astea nu sunt măsuri populare.
dar sunt măsuri care să aducă localitatea noastră într-o stare de minimă, de minim respect pentru colectivul. Nu vom reuși altfel. Putem noi să ne, după colțul, să spunem că uite ce miniat nu am făcut cheltuieli abuzive la primărie și în afară de 38.000 de roni, domnul Munteanu, ca să vă dau cifre. 38.000 de roni am plătit la firma care a făcut proiectul de parcare săptămâna trecută. În rest, la momentul acesta nu avem plătit niciun leu pe studiu de fezabilitate pe altceva, ca să știți. Deci când fluturați aceste miliarde de lei, că nu știu ce, să nu... Vreau să vă rog să înțelegeți. Hai să nu degradăm ședința de astăzi. Nu, dumneavoastră ați degradat-o. Dacă nu degradați, dumneavoastră... Adică dumneavoastră aveți voie în ședință să vorbiți jumătate de ori, n-am voie 5 minute să vorbesc? Nu, dar ați spus ce ați avut de zi. Nu, nu, de unde știți dumneavoastră că am spus ce am avut de zi? Păi lăsați-mă să spuneți. Dar nu accept să pronunțați numele. Nu, dar mi-ați spus... Mi-a spus niște întrebări și eu vă răspund, domnul Munteanu. Nu mie. Dumneavoastră. Păi dumneavoastră mi-a spus întrebarea. Dacă mi-o punea domnul Rotaru, îi spuneam numele, domnul Rotaru. Da. Da. Vă stau la dispoziție pentru orice cifre, orice explicații și vă rog în ședințe să nu facem politică pentru că nu este corect. Eu am evitat la maxim acest lucru. După cum știți, nu știu dacă am două, maxim trei intervenții politice. Vreau să facem administrație. De asta am venit aici, nu am venit să fac politică. Vreți să faceți politică, faceți-o unde vreți dumneavoastră. Dar eu m-aș bucura dacă ședința de Consiliu Local ar fi un loc unde să fim profesioniști, să fim oameni implicați, să argumentăm deciziile, eu și dumneavoastră să-mi puneți întrebări pe problemă și eu vă răspund oricând la toate aceste întrebări. Eu sper că în 4 ani de zile se desfășoare acest referendum, nu știu cât o să dureze, poate 4 ani, poate 5 ani, nu știu. Pentru că nu este posibil să accept ca după o atitudine din asta de implicare, de corectarea lucrurilor în comunitate, să primești tocmai opusul, în loc să primești aprecieri laudative, primești critici. Da? Și închei prin a spune domnul Cotescu că numai decizia dumneavoastră de a reduce la 2%, la 0,2% impozitul, ne-a costat 15 miliarde de lei într-un singur an, să știți. Da? Dar n-ați făcut-o pentru cetățeni, ați făcut-o pentru întreprinzătorii din Slănic, care bineînțeles că acești bani au băgat în buzunar. Favorizați. Da? Este foarte important să spunem adevărul în ședințele astea, primar, da? Niște lucruri nu sunt politice, ceea ce vă spun eu acolo. Singura industrie care funcționează în Slănic, Moldova, este turismul. Dacă administrația nu se implică în această activitate, și ăla de la Cireșoaia, și ăla de la Cerdac, și de la Slănic Sat, nu are cum să plătească taxele și impozitele. Deci, asta n-ați înțeles. Deci, domnul Consiliu, deci asta e problema. Bun, bun. Eu vă spun că ajutorul de minimis, pe care tocmai l-ați aprobat, nu știu, dumneavoastră, nu știu dacă l-ați aprobat, luna trecută, rezolvă această problemă, încurajează întreprinzătorii să facă investiții. Voi veni în Consiliul Local cu cererea dumnealor să le dăm ajutor până la 59% la impozit. Asta este calea corectă de acțiune. Nu aia să reducem impozit. Unde ați mai văzut dumneavoastră în România 0,2% impozit? Nicăieri, domnul Cotescu, sub 1% nu are nimeni. Ați păgubit localitatea printr-o decizie politică a dumneavoastră luată în 2015. Să știți. Lumea trebuie să știe acest lucru. Da? Domnul primar, am și eu o permiteți. În primul rând, mașinile care reglavale cu materiale lemnos au un tonaj foarte mare. Aceste mașini care trec dimineața la ora 7, la vară, încărcați, tremură, deci vă dați seama, tremură și casă de picul peste apă, rău să mic, tonajul care merg la vară și mă dau drumul și la trampoane, la claxoane care e așa, de, pur și simplu, oamenii sunt disperați. Pe ce trebuie să spun, ci că nu vreau să eu, ne facem nimic, trebuie să luăm măsură potriva lor, pentru că ei vreau distrug și drumul nostru. Deci e drumul național, dar de bunea nostru. Domnul Sormon, vă dau răspunsul foarte repede. Trebuie să-mi cântă și primăria nu are competență pe drumul național. Păi la poliție, domnul. Respectiv, acel, nu se poate. Acel proprietar de mașină, de utilaj, de mașină de transport, nu respectă plătește ori o vinietă, păi tonajul este ISCTR. Atunci, în piață, stai la ISCTR. Când vin ei,
nu, să mai, nu mai circulă nicio mașină pe valea asta. Da? Dar noi știm așa. Dau zvonul, dau telefoane, că sunt... Bun, soluția este, într-un final, să preluăm măcar o parte din drumul ăsta național la primărie, să-l putem administra. Dacă nu, nu avem niciun fel de competență. Știți că greșeala s-a făcut când s-a cadastrat. Spre exemplu, la Slănicelu este drum silvic și se racordează în drumul național. Trebuia porțiunea aia de 200 de metri de intravilan trebuia cadastrată la primărie. Dar cineva n-a fost atent la vremea respectivă și Pufu e la fel și Slănicelu e la fel. Dobru este la noi, dar celălalt și Axialul nu mai spun. Nu avem nicio, suntem limitați la toate. Referiți la o perioadă mai veche. Deci drumul ăsta era drumul județean. Domnul Mundeanu poate să vă confirme postul ăsta. Nu se făcea transport de 40 de tone, de 60 de tone pe Baia Slănicului. Deci imediat după 89, când au început corpozesele și proprietarii ăștia de pătrușii eu, au început să taie în neștire, dar, știu eu, niște bușteni de tesperi. Astăzi, la ora 10, numai de 11, era o mașină care m-a depășit undeva pe aici. Eu zic de aia. Avea niște bușteni în spate, n-ai văzut. În diametru frat de aproximativ un metru. Bun, ce propunere? Eu o să vin la dumneavoastră cu o propunere să limităm accesul sâmbătă, duminica și noaptea. Și un anumit tonaj. Tonajul nu avem cum. Tonajul este limitat deja și nu-l verificăm noi. Adică, dacă ar fi... Uitați, noi n-am avut competență cu poliția locală. Noi n-am avut competență cu poliția locală să oprim mașinile astea în drumul național. Înțelegeți? Deci, noi nu avem... Și atunci, dacă eu voi veni cu o propunere la dumneavoastră să votați ca sâmbăta, duminica și noaptea să nu circule aceste mașini, ar fi o soluție de limitare a zgomotului. Dar altfel, o fi întotdeauna. Într-o marți, mergeam în oraș, la Târgu, a trecut o mașină în fața mea, la capătul Cireșoaie, aproape când ieși din Cireșoaie, la o mașină s-a rupt o zonă, deci o parte din grinda aia. A căzut un lemn jos, s-a rupt și kinga respectivă din față, dobitoc din șofer, făceam flash din spate, i-a căzut butucul lateral în stânga lui. Nu s-a dat dobitocul în oglindă. Nu s-a dat dobitocul în oglindă. Abia la canton în cuvânt, deci care depășește. Vedeți, în această cauză, eu am invitat la ședință poliția. Ai fost în Cireșoara când a murit un oameni. Dacă vine prima dată, un reprezentant al poliției, trei copii au murit. Eu îi fac la adresă, mi-am dat al ăsta. Cred că trebuie făcut. Trebuie stopați, domnule. Dar decât un copil a sărat, a pipat. Deci, ce se poate face? Două secunde. O discuție cu direcția a drumurilor naționale. De ce? Zona izvoarelor. Dacă mai trec ăștia cu camioanele astea încărcate la plin, o să rupă de acolo. Ieri am fost la Iași la drumul național. Eu personal am vorbit cu domnul Laic. Care este opinia domnului? Deci nu poate, pentru că ăla dă în judecată, nu poate să blocheze accesul pe drumul național. Atunci trebuie să invita să vină să repare podul de strică. Gândiți-vă că el se duce acum pe drumul ăla la Târgu Ogna și podul ăla nici nu are 40 de tone ăla nou făcut. Da? Ați văzut cât e limitarea pe osie pe Valea Slănicului, dacă vă uitați la semnele de circulație? Cât e limitarea pe osie? Dar se uită cineva? Nu se uită nimeni. E 9,5. De ce tone? 9,5. Deci imaginați-vă că acea instituție ISCTR, care are competențe pe problema asta, ăia pot veni și să le verifice tonajul. Deci nu avem nicio autoritate. În ziua în care vreți liniște la Stenic să nu circule mașini, vine ISCTR-ul. Și atunci nu mai circule nicio mașină. Deci fiind DN-ul, eu voi veni cu această propunere la dumneavoastră și o să vedem dacă drumurile naționale după aceea vor fi de acord cu această limitare. Dar dacă ei repară toate punctele de defecțiune ale drumului național au fost inspectate. Am participat la toate inspecțiile astea. Domnul inginer Bilă. Bun. Problema e în toată țara. Și la Chiezu, și subiectul pune spune, ce le-ați văzut, ce drum am făcut? Hai de merge cu mașină, că auzit am apărut. Hai merge cineva, de cât puțin bune. Din însă. Ce facem, lăsăm pe așa. Eu vreau să... Vă rog într-o ședință următoare să realizați un proiect de hotărâre,
să le analizăm și noi stațiile astea de autobuz ca lumea și să vedem și iluminate în ele. Acolo la Hop, cum îi zice la Cerdac, erau într-o seară, doi rămas un semnal de mână și o luminau în stație. Și dacă ar fi lumină, cred că n-ar mai face chestia asta. Eu știu cu noaptea târziu și cred că e bine. Aici au fost o stație de... Aici, chiar aici, la Dona Bianca. Nu știu unde s-o duce. Am datoriile ofer și dumneavoastră să știți cu ce probleme se confruntă localitatea asta din momentul acesta. Da? Să știți ce datoria de acasă. Da. Bun. Declarăm ședința închisă, da? Mulțumim.